Bună ziua, Iulian Chifu, mulțumesc pentru prezență. Ziua de ieri ne-a adus o știre importantă de la Chișinău. După câteva săptămâni de blocaj politic, președintele a anunțat nominalizarea pentru postul de premier, domnul Ioan Sturza. Trece guvernul Sturza de Parlamentul Moldovean? În primul rând că nominalizarea era obligatorie potrivit Constituției. De fapt, suntem la formula în care președintele încearcă să-și îndeplinească o atribuție constituțională, nimic mai mult. Din punctul de vedere al capacității de a reuni majoritatea, trebuie să vedem în ce măsură există acea discuție cu aparținătorul celelalte părți. În momentul de față s-au pronunțat niște grupuri politice. Cred că va fi foarte dificil, inclusiv dacă ar exista această discuție, să refaci o majoritate. Deci mai degrabă aș merge pe varianta primei nominalizări, în așa fel încât cea de-a doua, fiind înainte de alegerile anticipate, să introducă o presiune suplimentară pe partidele politice pentru a ajunge la o negociere. Curtea Constituțională a stabilit că pe data de 29 ianuarie, dacă nu este numit un guvern, va fi dizolvat Parlamentul și atunci intrăm în alegeri anticipate cu consecințe extrem de complicate pe care le putem discuta, dar în orice caz în mică măsură favorabile unei Republici Moldova care vrea să meargă pe drumul european și în orice caz unui stat care vrea să facă reforme. Aici este marea problemă. Cu alte cuvinte, nominalizarea lui Ioan Sturza este o chestiune formală, astfel încât să se ajungă la a doua nominalizare, cea reală pe care și-o dorește președintele Timofti și care să fie mai... Eu am pus acea condiție, dacă are posibilitatea să negocieze cu cealaltă parte. Suntem în situația în care a fost nominalizat un prim-ministru fără a avea o majoritate. De fapt, asta este realitatea. Și fără a avea un partid. Deci, în momentul în care reușește să aibă acea negociere, știm foarte bine cum stau lucrurile în Republica Moldova, ar putea să-și construiască acea majoritate. Însă, v-am spus, sunt sceptic pentru că pornirea de unde a început arată în continuare un blocaj de negociere între partidele pro-europene și, mă rog... Autodeclarate pro-europene. Da, cu etichete pro-europene, pentru că deja și noi, și România și-a schimbat fundamental poziția, de fapt, în raport cu toate celelalte state și Uniunea Europeană și Statele Unite, Republica Moldova are o problemă pentru că nu mai e vorba doar să aibă un guvern pro-european, ci un guvern reformist pro-european care chiar să treacă la aplicarea acelor reforme, inclusiv cea mai dureroasă, cea de combaterea corupției. Președintele Partidului Democrat a declarat ieri că nu va intra la discuții cu premierul desemnat, cu Ioan Sturza. Mai mult de atât, Marian Lupu a spus că Sturza este candidatul PLDM, candidatul lui Filat. Este Sturza omul lui Filat? Nu, aici este o mare greșeală și cred că ține mai degrabă de poziționări și de marcarea unor teritorii. Ioan Sturza este un candidat independent, este un multimiliardar în Republica Moldova, în România, în Austria, unde este domiciliul său, care a mai fost prim-ministru în Republica Moldova și care este o soluție de compromis de tip, dacă vreți, nealiniat, de tip tehnocrat. Pentru că nu este dependent de Partidul Democrat, da, se poate spune că este independent și atunci ar fi în modul în care desenează Partidul Democrat spectrul politic în Republica Moldova, ar fi al celeilalte părți. E o chestiune mai degrabă de imagine, încearcă să asocieze poziția primului ministru din perioada 97-99 cu cea a lui Vladimir Filat, care este imaginea corupției în Republica Moldova, a rămas singurul corupt, nimeni nu mai este corupt în Republica Moldova decât Partidul Liberal Democrat și Vladimir Filat. Ori aici evident că este o exagerare. În cazul în care Ioan Sturza nu reușește să treacă de votul Parlamentului, vă așteptați ca viitoarea nominalizare să fie Vlad Plahoniuc, care este șeful de facto al PD? În momentul de față, eu cred că nu se va ajunge la un vot. Dacă nu există o majoritate, deci o negociere între Ion Sturza și Partidul Democrat cu varianta formală sau informală, părerea mea este că Ion Sturza își va depune mandatul. Nu are sens să meargă la un vot care nu este decontabil. Nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că se va încheia mai repede, în condițiile în care nu există dialog.
Nominalizarea lui Vladimir Plahotniuc are două probleme majore. Absența unei majorități care să-l susțină și, doi, poziția sa, imaginea sa în societate. Până una alta, în Republica Moldova, are notorietate aproape 100%, dar are 92% de persoane împotriva sa care îl sancționează și doar 4% favorabil. E un raport extrem de complicat pentru cineva, pentru a fi adus în prim plan. Pe de altă parte, însă, dacă Partidul Democrat din Moldova reușește să creeze o majoritate și vine la președintele Timofti cu majoritatea și cu această propunere, președintele Timofti nu are altă variantă decât să-l nominalizeze pe Vladimir Plahotniuc. Tot. Varianta în care nu există o majoritate să-l numească pe Vladimir Plahotniuc, la cum îl cunosc eu pe președintele Timofti, cred că este puțin probabil, cu riscul de a fi suspendat, de a fi demis, de a se încerca o variantă de forță, în forță în ceea ce îl privește. Dacă nu este nici Sturza, care are șanse scăzute, realist vorbind, să își formeze o majoritate, dacă nu va fi nici Plahotniuc din motivele pe care l-ați enunțat, pe cine vedeți cel mai probabil candidat cu șanse reale să devină premier? Eu cred că în momentul de față ne interesează două lucruri fundamentale. În primul rând, să avem o guvernare stabilă pentru 3 ani, deci până la alegeri. Da. În al doilea rând, să fie o guvernare, un guvern reformist pro-european. Deci o majoritate stabilă care să voteze aceste reforme, multe dintre ele fiind costisitoare. Acestea ar fi cele două condiții de plecare. În al doilea rând, evident că și problema Vladimir Plahotniuc ca persoană se ridică, acceptând faptul că ar avea forța politică să fie impus. Dar să zicem că aici se discută în punctul secund, în planul secund. Ceea ce cred că este important este că această majoritate să fie, spuneam, stabilă, să fie negociată. A impune o soluție unui partid sau altuia nu înseamnă altceva decât a introduce instabilitatea în acea coaliție și la un anumit punct, peste un număr de luni, acea instabilitate să răbufnească și să avem o nouă criză. Cum s-a și politică, întâmplat de câteva ori trecutul recent. Esența este că trebuie să existe o negociere, vrem nu vrem, între Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat și mai mult între cele două partide să existe un acord. Ambele să câștige, ambele să piardă, adică să găsească un compromis în care să fie de acord fiecare în a-și pasa un tip de control celelalte. Și vedeți posibil, realizabil acest acord? Eu cred că asta este singura șansă. Eu cred că este singura șansă a Republicii Moldova. Cred că suntem în situația în care Partidul Liberal Democrat, după ce a primit numeroase lovituri, arestarea liderului, etichetarea ca partid corupt, ruperea unei facțiuni. Nu numai. Demiterea guvernului cu premierul său, în momentul de față a reușit să treacă peste o perioadă complicată și a revenit la masa de negocieri. E un pas major înainte, e o deschidere arătată. Din partea cealaltă n-am văzut încă o propunere concretă, nu trebuie să o văd eu. Trebuie să existe pentru o negociere reală, o propunere concretă în jurul căreia se poate negocia. Noi ne-am plasat în situația de a discuta cine poate să numească premierul, cine are mai multe voturi. PDM-ul a început să culeagă la bucată. Nu, în vrac a luat 14. Nu mai ieri. Spunem despre componenta aceasta. Aia vine să întărească. Partidul Liberal Democrat a venit și a spus: bun, voi ați cumpărat un parlamentar, ați făcut 20, uite, noi facem o platformă comună cu foștii noștri parlamentari. Bun, din nou, se discută aici în termeni efectiv de... E ca la piață. Nu aș spune ca la... Negocierea asta este până la urmă. Problema este că situația în care face o majoritate de strânsură, eventual cu acei parlamentari comuniști pro-europeni, descoperiți peste noapte pro-europeni, evident că contravine, din punct de vedere moral, a unei înălțimi morale a unui guvern făcut pe votul din 30 noiembrie, pe votul populației, care consacra Partidul Liberal Democrat ca prima forță. Dar să zicem că nici măcar acest lucru nu este o chestiune reală. Dacă pe masă ar fi o ofertă concretă care ar echilibra numirea fie și de către Partidul Democrat a unui candidat de prim-ministru, nu știu, un echilibru în vicepremieri, un echilibru în schimbarea președintelui Camerei. În momentul respectiv, un echilibru de această factură ar putea să fie lucrat. Însă, repet, nu s-a plecat la drum cu o ofertă făcută Partidului Liberal Democrat,
ci doar este tentativa, am președintele Camerei, vreau și primul ministru, dacă se poate pun eu și președintele, deci o victorie totală a unei părți după ce ai umilit și ai înfrânt cealaltă parte, nu este una care să-ți dea o stabilitate în timp și, de fapt, asta este principala mea teză în raport cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cred că în momentul de față lupta trebuie să fie ca cele două părți să convină, să fie convinse și să convină, să se pună de acord și să aibă mecanisme reciproce de control pentru a putea face pasul înainte. Cu sau fără Vladimir Plahotniuc, premier al unei majorități. Haideți să mergem la procesul de găsire a unei majorități și a unui premier. Dacă nici Sturza, nici următoarea nominalizare nu vor reuși să treacă de Parlament, ne putem aștepta ca PD-ul lui Plahotniuc și Lupu să inițieze suspendarea lui Timofti? Nu. Eu cred că suspendarea ar putea interveni între aceste momente. Nu. Odată ce există cea de-a doua nominalizare care ar cădea, da, suntem în situația alegerilor anticipate. Și președintele poate să ceară alegeri anticipate și suntem într-o situație constituțională corectă. Cu costurile pe care alegerile anticipate astăzi le aduc. Vom reveni la ele. Ce se întâmplă cu suspendarea, cu scenariul suspendării? În condițiile în care nu există o majoritate, este nominalizat un candidat de prim-ministru, iar PD ar forța suspendarea, demiterea, e o problemă constituțională acolo majoră, presupune niște condiții extrem de stricte, presupune o validare de către Curtea Constituțională a unui asemenea proces și este un aviz conform, nu un aviz consultativ ca în România? Nu, dacă o luăm în sens strict, e un aviz consultativ, dar trebuie să ai o motivație. Înaltă trădare, corupție, abuz de funcție a președintelui, ori cu două luni înainte de încheierea mandatului, e foarte dificil să vinzi așa ceva, o asemenea variantă. Mai mult, haideți să acceptăm doar pentru, deși este o speculație pură, să acceptăm doar pentru evaluarea noastră că s-ar întâmpla. Ce avem? Avem un președinte care este înlocuit cu un președinte interimar, Candu al PDM-ului, care îl desemnează pe Plahotniuc al PDM-ului. Păi, suntem în situația în care oricine ar putea să vorbească despre lovitură de stat. Bun, s-a vorbit de Constituției, blocarea. S-a vorbit despre lovitură de stat în România, stat membru UE în 2012. E o forțare care costă. În primul excludeți, rând, eu n-aș vrea excludeți să total văd acest scenariu. Revenind și când ai 92% împotriva ta din populație, a forța o asemenea variantă care nu o resping. S-ar putea să ajungem în situația respectivă. Ar arunca în aer definitiv Republica Moldova cu costuri incomensurabile, în primul rând pentru populație și pentru cetățeni. Deci până la urmă ce punem? Față în față punem o negociere, o pertractare cu un echilibru de putere sau, așa vreau eu, forțăm, mergem până la capăt, distrugem pe toată lumea. Cât de tare își dorește Vlad Plahotniuc să fie premier? Nu știu. Unii spun că ar fi vorba despre dorința de a reveni și de a arăta că poate să facă. Am tot fost numit păpușar, iată, revin, preiau eu frâiele, rezolv eu problema și a guvernului și a președintelui vom alege și mergem mai departe și facem și reformele. Bun. O variantă din asta de forță. E plauzibil acest scenariu ca un om care a lucrat în subterane, care și-a făcut averea într-un mod pe care nu înțelege foarte multă lume, să devină brusc un om de stat, reformator? Eu n-am spus că va deveni un om de stat, că va deveni un reformator. Suntem într-o societate comercială care trebuie să-și restructureze activele. Și da, vine patronul și restructurează activele. Diferența fundamentală este că o țară nu este o societate comercială, un stat nu este o societate comercială. Deci va fi dificil pentru că nu poți să impui populației un asemenea proiect, mai ales când n-ai susținere publică. Nu vreau să spun că n-ar putea să ajungă la o concluzie, dar costurile sunt atât de mari. Opoziția față de persoană, față de modul în care s-a ajuns acolo, dacă nu s-a făcut printr-o convergență de interese, printr-o repartizare și echilibru de putere, costurile s-ar putea să fie atât de mari încât să nu se poată
purcede, admițând că ar fi o variantă bună. V-am spus că unii spun așa ceva, alții spun, nu, este o definitivare a capturării statului de către un oligarh. Iată, are în momentul de față tot, are și președintele Camere, are și primul ministru chiar el, sau noma lui, preia și funcția de președinte, după care conduce un stat ca pe propriul buzunar, ca pe propria societate comercială. Gândiți-vă o asemenea narațiune în spațiu public cu gradul de susținere care există a unei asemenea tip de narațiuni, cât de mult rău ar face Republicii Moldova. Haideți să ne gândim acum la scenariul în care Plahoniuc și partidul lui reușesc să facă o majoritate, vin cu propunerea către, în urma acelei negocieri de care aminteați, vin cu propunerea formală către președintele Timofti, președintele Timofti nominalizează pe Plahoniuc premier și suntem cu el prim-ministru. Credeți că poate România să își proiecteze interesele de securitate cu Plahoniuc premier? În condițiile în care ar ajunge prim-ministru Plahoniuc, echilibru ar face ca președintele Parlamentului să fie un reprezentant, probabil PLDM, viitorul președinte al Republicii Moldova, care ar urma să fie instalat, ar fi fie actualul Timofti, fie cineva probabil propus de către Partidul Liberal. Într-o asemenea formulă de echilibru, eu cred că postura de prim-ministru ar cataliza mai degrabă elementele pozitive din personalitatea lui Plahotniuc și ar exista un anumit tip de control. Problema nu este aceasta și dacă se ajunge la majoritate, deci la echilibru, la punere de acord, ar fi o problemă de imagine, adică evident că ar fi preferabil să fie altcineva din partea partidului. N-ar fi foarte frecventabil. Ar fi complicat, dar eu cred că România, de altfel, în afară de cele două puncte esențiale, adică drumul european al Republicii Moldova, echilibru, stabilitate și reforme, nu cred că are o altă perspectivă și nu cred că își dorește ca stat altceva din partea Republicii Moldova. Nu. România chiar respectă în mod real suveranitatea Republicii Moldova și nu va interveni în plan intern cât timp nu se vor produce alte tipuri de malversațiuni. Dacă formula de conducere a viitorului guvern ar fi una care ar duce la spolierea statului în favoarea unor firme particulare sau la noi asemenea scheme, cum am mai văzut în Republica Moldova, evident că reacția... Vă referiți la cea cu băncile și... Cu diferitele formule, scheme de funcționare. În momentul respectiv, evident că exista o reacție nu numai din partea României, din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite, din partea oricărui stat serios care s-ar uita la situația și evoluția de acolo. Am vorbit de poziția României față de Plahoniuc și de modul în care și-ar putea... Față de Republica Moldova. Față de Republica Moldova cu... Un punct de vedere față de o persoană din Republica Moldova. Cum se poziționează în momentul ăsta, din ce elemente aveți, din ce informații, reprezentanții unor state din UE și ai Statelor Unite față de aceeași persoană, Plahoniuc? Din nou, nu cred că un stat serios, un stat occidental, un stat democratic se poziționează față de o persoană din Republica Moldova. Om de afaceri, om politic sau de altă natură. Ci se poziționează față de stat, față de instituții, în măsura în care sunt respectate raporturile constituționale, instituționale, un stat respectă suveranitatea, deci modul în care își așează fiecare stat alegerile interne. Nu cred că există o poziționare strict particulară, poate a unor reprezentanți de pe la Chișinău, dar în rest, a diferitelor state, dar în rest nu există o poziționare față de o persoană niciodată. Tocmai am văzut astăzi o dezvoltare interesantă la Chișinău. Povestea stă în felul următor. Ieri, înainte de anunțul public al președintelui Timofti, ambasadorul american a avut o postare pe Facebook în care se întreba dacă se gândește cineva și la poporul moldovean în acest proces. Corect. După ce președintele Timofti l-a nominalizat pe Sturza, postul de televiziune publică TV, care este controlat de Vlad Plahoniuc, după cum a recunoscut public Plahoniuc, a făcut o știre în care spunea că pretindea că acea postare a ambasadorului american a fost pusă pe Facebook după nominalizarea lui Sturza și o prezenta ca pe o replică. Iar astăzi ambasada SUA a dat o replică tot pe Facebook în care cere Republica TV să corecteze eroarea factuală din știrea respectivă.
Da, din nou, suntem în situația unei... Eu am avut propria mea experiență în Republica Moldova, am dat un interviu în TVR Moldova, aici la Miruna Munteanu, și m-am trezit că o agenție de știri a făcut o știre care era complet inventată și complet pe lângă, ba chiar contrar susținerilor mele din emisiune. Deși exista înregistrare, exista... agenția de știri a retras știrea, în schimb ziarele care preluaseră, unul din ziarele care preluase a schimbat știrea, dar celelalte au păstrat ca și cum poziția mea era una critică în raport cu președintele Timofti, care n-ar fi făcut nimic până acum. Sau... Revenim. Sunt moduri până la urmă de război informațional, multe dintre ele josnice, care țin de poziționări strict politice, dar trebuie să le considerăm ca atare. Până la urmă sunt oameni care își culeg voturile în Republica Moldova, care își adresează propriile electorate în modul în care știu să o fac. N-aș acorda foarte mare atenție acestui tip de funcționare și îl vom regăsi întotdeauna în Republica Moldova. Dacă ar avea loc alegeri anticipate, care ar fi rezultatul și care ar fi implicațiile asupra Republicii Moldova? Cu datele și sondajele pe care le avem acum. E o speculație. Sondajele în momentul de față arată cumva un echilibru între partidele pro-europene consacrate și cele noi. Înregistrarea noului partid, da, vine și mănâncă voturi din partidul consacrat, Partidul Liberal Democrat, care încă plătește pentru acea etichetă de partid corupt și arestarea lui Vlad Filat și pierderea conducerii statului. În egală măsură, nici Partidul Democrat nu este foarte bine reprezentat. Deci, aș fi... Și el relativ... pierde net în fața partidelor lui Usatăi și Dodon. Da, aș fi puțin circumspect pentru simplu motiv că una este să măsurăm lucrurile în afara unei campanii electorale, alta în campanii. Pe de altă parte, să nu uităm că și personajele pe care le pomenează dumneavoastră, nu uităm că a venit un partid nou. Această platformă social-democrată creează o problemă majoră. Eu nu cred că exista o asemenea platformă și ruptură din Partidul Comuniștilor dacă nu exista certitudinea faptului că nu vor exista alegeri anticipate. Cine ar fi plecat dintr-un partid, dintr-un... Vorbiți de cei 14 parlamentari care au plecat ieri din PCRM. Comunist, da. Deci aici cred că ideea de anticipate este foarte complicată în a fi aplicată și cred că există niște garanții date acelor oameni, acelei platforme, că nu va exista. Deci vom avea, s-ar putea, un nou partid deja pe stânga, care se va înghesui unde? Lângă Partidul Democrat, lângă Partidul lui Dodon. Lângă... Nu are sens să facem. Partidul Alian Platformei, da, a oamenilor din stradă. Iarăși e greu de estimat, de-abia s-a înregistrat. Încă nu avem elementele de măsurători. Sunt schimbări majore care vor interveni. Au fost măsurători făcute cu jucători falși, necuantificați. Iată, n-avem o măsurare a unei platforme, a unui partid unionist, care Republica Moldova a ajuns per total la 21-22%. Și care ar fi acest? Deci e, care nu contează. Ar fi acest partid? Orice formulă de aglutinare. Nu unul existent, pentru că acolo am văzut măsurătorile. Da. Deci e dificil în a vorbi astăzi și a prognoza astăzi ce se va întâmpla mai departe și e speculativ. Însă cred într-adevăr că opțiunea pro-europeană ar avea niște probleme dacă nu s-ar decompta și aspectele de natură de corupție care vin la Partidul Comunist, la Partidul Socialiștilor. Să nu uităm că Igor Dodon a fost ministru al economiei comunist, o perioadă extrem de nefastă, și l-a creat schema, de exemplu, de aprovizionare curent electric de la Cuciurgan printr-un intermediar. Dar nu vedem niciun dosar de corupție. Și nu există, sau sunt, dar nu au ajuns în fază. Domnul Usatăi este un personaj absolut neprizabil. A fugit în campania electorală și partidul său a fost scos. Dar cu mare priză la public. A fost scos ca orice partid antisistem în lipsa unei speranțe. Domnia sa a fugit din țară ca să nu fie arestat pentru că adusese, și partidul s-a exclus din alegeri pentru că adusese finanțări externe din Rusia pentru partid, un lucru interzis. Apoi a fugit a doua oară în urmă cu vreo 2-3 săptămâni după ce a publicat acele înregistrări relative la viața personală a lui Vlad Filat, da, de un nivel reprobabil, care automat ar fi trebuit să fie constituite într-un dosar de urmărire. E vorba de o prăbușire, acces pe drepturi fundamentale, până la urmă, dreptul la viață privată a unei persoane, a unei, indiferent în ce condiții. A fugit atunci, s-a reîntors.
Deci, în toate aceste cazuri, lucrurile nu sunt pe deplin decontate, iar o campanie electorală ar putea să modifice substanțial și raporturile de forță, și imaginile diferiților actori. Adică, considerarea unei situații prezente ar fi reprobabilă. Anume a vieții politice din Republica Moldova. Deci, ar fi aceste alegeri anticipate. Ar fi complicat, iar afirmația că mâine nu ar fi alese partidele pro-europene, iarăși mi se pare puțin exagerat. Discutăm pe niște date actuale, pe niște sondaje actuale înainte de campanie, înaintea unor altor lovituri pe care le vom vedea. Aceste alegeri anticipate ar fi în interesul Rusiei? Eu cred că în momentul de față Federația Rusă are atâtea treabă de făcut și atâtea direcții încât ultima sa preocupare ar fi să genereze o instabilitate și în Republica Moldova sau în zona. De ce credeți că nu are capacitatea să gestioneze? Nu am spus că nu are capacitatea. E o dificultate să gestioneze atâtea focare și sunt locuri în care investești pentru că ai probleme majore. Plus că, în momentul de față, situația financiară a Federației Ruse nu este din cele mai roze. Pe de altă parte, ca să fim foarte exacți, Federația Rusă este un stat pragmatic care va valorifica orice oportunitate, orice vulnerabilitate va întâlni în Republica Moldova pentru a-și promova propriile interese. Deci nu va rata o situație care îi va fi favorabilă. Însă nu va avea bani ca să genereze neapărat, sau interese ca să genereze neapărat procese foarte destabilizatoare, foarte turbulente în Republica Moldova. Pare că nici nu are nevoie cu actorii pe care îi vedem în momentul ăsta pe scena publică, fac ei toată treaba. Va valorifica orice oportunitate o va avea. Și o ultimă întrebare legată de modul în care Uniunea Europeană se poziționează acum față de Chișinău. La ce vă așteptați din partea Bruselului și a principalelor capitale europene în legătură cu procesele electorale și legislative din Chișinău? În momentul de față la consecvență și cred că o consecvență similară cu cea a României. Adică va susține în orice moment drumul european al Republicii Moldova, va susține un guvern reformist pro-european, indiferent cum se va chema el, și în orice caz va privi cu reticență orice formulă de mezalianță sau mișcare dură, violentă, agresivă, neconstituțională sau discutabilă. Asta însemnând și oprirea finanțărilor, oprirea oricărei asistențe. Ele sunt oprite. Menținerea blocajului. Deci, ca să deblocheze această situație, e nevoie de un guvern reformist la Chișinău. Acesta este instrumentul cel mai puternic pe care îl are Uniunea Europeană în acest moment. E adevărat, în momentul de față, asta este instrumentul major și asta este și instrumentul României. Să ne uităm acel împrumut de 150 de milioane de euro care este pendinte, da? Până în momentul în care va exista un guvern pro-european reformist la Chișinău.